Bun, deci în acest video vreau să vă prezint un subansembli creat în subansamblu Composer. Și anume acest subansamblu generează un șanț dinamic, varianta optimă a șanțului, adică în debleu șanțul poți să-i definești o înălțime minimă, adică să se ducă, de exemplu, cu 0,15 sub patul drumului și în rambleu 0,50 față de teren. Bun, deci hai să vedem care este. Asta este șanț de pământ dinamic, da? Ca să-l adaugi în librărie, trebuie să creezi o paletă, după care să-l importi din fișier, da? Deci îl selectezi șanț de pământ dinamic. Bun, deci după asta, noi o să adăugăm o structură rutieră. La fel, o să folosesc una creată de mine într-o parte în alta și după asta o să adăugăm și șanțul, panta de verul minus 2,5, lățimea de 3,5 și acostamentul de 1 metru, să zicem. Ok, și aici adăugăm șanțul nostru, șanț de pământ dinamic. Îl adăugăm la marginea acostamentului, stânga-dreapta. După care o să mergem la coridor și o să intrăm direct la coridor section. Eu am creat în prealabil un lung care să fie și în rambleu și în debleu. În momentul de față șanțul a apărut, dar nu este legat de teren. Deci asta este varianta fixă a șanțului, exact așa cum apare în în ansamblu, da? Ansemble. După care, deci ca să fie șanțul dinamic, să se lege de teren, noi trebuie să-i definim aici la target suprafața către care trebuie să meargă. Și dacă ne uităm aici la fereastra respectivă, noi aici avem odată SRN-ul care și el se leagă de teren pentru că are niște proprietăți dinamice, independență de teren, dar avem și șanțul dinamic, da? Care la fel trebuie legat la teren. Îl legăm de teren, dăm click pe OK. Ok, da? Și el automat s-a dus către teren. Și cum s-a dus? Aici la prima variantă unde suntem noi în rambleu. S-a dus până în rambleu și a intrat cu 0,50 față de înălțimea șanțului, da? Și respectiv, dacă eu o să merg mai în față un pic cu picheții, dacă o să încep să intru în debleu, da? Aici se schimbă. Deci nu mai este lățimea șanțului față de teren, dar este față de patul drumului sau față de o înălțime. De fapt, nu este de patul drumului, că nu avem cum să identificăm patul drumului, dar este o înălțime minimă pe care o definești aici, H minim. În cazul de față este 1,3, dar este variabil, poți să-l modifici în dependență de structura rutieră pe care o ai. Aici, teoretic, structura rutieră trebuie să meargă până la șanț, dar ăsta la fel este un subansamblu creat în subansamblu Composer, dar mai am de lucrat la el. Ca să-l pot face mai să se extindă până în taluz. Bun, da? Și dacă mergem, vedem aici. Șanțul, în cazul de față, merge până jos, da? Până la patul drumului, mai jos. De fapt, până la banchetă, după care în patul drumului, în fundul șanțului. Și dacă ne urcăm în... Gata, am ajuns până în capăt. Dacă suntem în... N-am niciun profil mixt. Uite aici. Aici are 0,5. Aici e un pic mai adânc, pentru că este situația când este în patul drumului. Deja de-aș fi vrut o altă situație, dar nu am. Asta nu vrea. Acum. În fine. Bun. Și șanțul respectiv am zis că, deci, în prima fază, da, îl faci așa cum este el fix, dinamic, adică nu fix, dar dinamic, cu valorile implicite pe care le ai, după care trebuie să creezi lungul ca să-l poți optimiza, pentru că el merge după teren, în unele situații nu merge bine, da? Pentru că terenul nu este așa cum nu este perfect și
atunci ar trebui să-l geometrizezi, da? Dar important este că ai fundul șanțului, după fundul șanțului, după codul din fundul șanțului, îți creezi profile longitudinale la lung, da? Din 20 în 20 și după asta le optimizezi dacă este cazul, așa ca să-i dai o continuitate la apă mai bună, da? Să nu fie în zigzag. Și șanțul ăsta se poate personaliza. Noi aici avem parametrii următori. Lățime 1, 2, 3, 4, 5, adică îmi vine așa. Lățime 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și avem așa, panta 1, 2, 3 nu avem pentru că este panta fundul șanțului. Nu este cazul, cred. Și avem 4, 5, da? Special le-am numărat tot așa ca să le știm care sunt. Deci panta 1 este asta, ca și lățimea 1, panta 2, lățime 2, aici doar lățime 3, panta 4, lățime 4 și panta 5, lățime 5, da? Și avem panta 2,5 pentru bancheta asta, de fapt trebuie să punem 4, așa, 1,5, da? Panta la lățime 2, la 4 este D1, da? Și tot așa. De exemplu, ăsta putem să-l modificăm. De exemplu, noi nu mai avem nevoie de banchete sau hai să facem unul triunghiular. Lățime 1 punem 0. Lățime 3, fundul șanțului, punem 0. Lățime 4 rămâne și bancheta la fel. Putem să o lăsăm, putem să o scoatem. Dacă o scoatem, noi ar trebui aici dăm un rebuild, da? Și să mergem într-o secțiune mai... Uite, vezi? Deci asta vine... Uite aici. Panta, da? Panta la taluz este 1,5. Ori modificăm panta la taluz, ori modificăm panta la șanț. Aici avem două variante. Uite aici, panta taluz, 1,5. Sau panta, panta teren. Panta teren. Când iese la teren, da? Ori punem panta teren 1, ori lăsăm 1,5 și schimbăm panta la 5, da? Nu la 5, la 4. Aici îi punem 1,5. Da? Se vede cum s-a modificat aici. Și un rebuild ca să se actualizeze suprafața, da? Și la fel, aceeași situație. Șanțul ăsta este dinamic. Noi, dacă mergem un pic, unde suntem noi aici, să mergem în debleu. Înaintăm un pic în debleu, noi cu H minim putem să le să ridicăm șanțul sau să-l coborâm. De exemplu, dacă punem aici 0,75, fundul șanțului urcă, da? Cu un H minim față de, nu mai țin minte, cred că de aici se măsoară 0,75. Da? Deci, oricum, ai structura rutieră și jonglezi, te joci cu înălțimea asta minimă, astfel încât să obții aici o minimă care te interesează pe tine. 0,9, da? S-a adâncit un pic. Undeva 0,9 e ok, poate chiar 1 merge. Rebuild. Da? Deci înălțimea minimă avem în debleu și în rambleu. În rambleu. Mergem în rambleu. Și în rambleu aici avem varianta ideală de adâncimea șanțului. Nu așa. Deci până aici 0,50. La fel, dacă vrem să-i facem înălțimea asta minimă de 0,3, selectăm șanțurile și mergem la panta 4, da? Asta care dictează adâncimea șanțului. Nu la pantă, la lățime. 0,3, punem 0,3. La fel dăm un rebuild. Nu s-a schimbat nimic. Sau n-am observat eu. 0,5. Lățime 2. Lățime 2, 0,3. Din lățime 2. Din lățimea asta dictează adâncimea. Nu asta. Asta, corect. Deci 0,3. Un rebuild. Vrem să o facem de un metru adâncă, adâncimea șanțului. Schimbăm la lățime 2. La lățime 2, da, punem un metru. Da? Și s-a adâncit de un metru față de... Bine, asta lățime
4 putem să punem aici și 0, cred. Nu, 0 nu punem. 0,1. Oricum, se extinde deja de talus în afară. Deci, aici plus minus putem să punem orice valoare. În cazul ăsta. Da? Și, practic, noi aici primim un șans dinamic. După ce primim șansul ăsta dinamic, cu varianta optimă pentru adâncimea șanțului, noi generăm generăm profile longitudinale pentru șanțuri stânga-dreapta după codul fund de șanț, da? Adică se lasă aici 0,3. Generăm lunguri prin codul fund de șanț, da? Le generăm pe lung, le personalizăm, da? Adică jonglăm de ele la deal la vale și după asta targetăm iarăși, da, deci după ce avem lungurile targetăm fundul șanțului deja să nu meargă după varianta asta optimă din subansamblu, da, să meargă după fundul șanț aici la target, la teren, da, la șanț, nu aici, nu la suprafață, dar aici la offset, fund de șanț, da, dreapta elevația, da, îi dăm aici, îi adăugăm șanțul creat, da, pentru dreapta și stânga. Bun, deci cam asta este cu subansamblul respectiv. Dacă îl vreți, puteți să-l creați voi, este, nu e atât de simplu, e un pic de lucru la el. Dar, dacă nu vreți să-l creați și vreți să-l folosiți pe acesta care l-am creat eu, o să găsiți linkul în descriere. Nu este gratuit, costă. Asta pentru efortul depus. Bun, deci cam atât pentru astăzi.